găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Ștefănescu și vă prezint jurnalul orei 20. Pentru început, iată care sunt principalele subiecte ale ediției. Sute de credincioși au fost astăzi de bobotează la Mănăstirea Curtea de Argeș pentru a lua aghiazma mare. Energia termică și transportul public de persoane sunt serviciile subvenționate de la bugetul local al Piteștiului pentru care se cheltuiesc cei mai mulți bani. În 2015, în județul Argeș au avut loc 107 accidente de muncă. Municipalitatea Pitești-Ana a prevăzut în bugetul pe 2016 construirea a două parcări supraterane pe schelet metalic. Consiliul Superior al Magistraturii are de astăzi un nou președinte, judecătorul Mircea Aron a fost ales cu Ca urmare a temperaturilor extrem de scăzute, serviciul de ambulanță Argeș a suplimentat numărul de echipaje și a dotat corespunzător mașinile de intervenție. Câteva sute de credincioși au fost astăzi de bobotează la Mănăstirea Curtea de Argeș. Slujba dedicată acestei sărbători importante a început încă de dimineață, iar oamenii au stat răbdători la cozi pentru a se asigura că vor primi apă sfințită cu puternice virtuți tămăduitoare. La slujba de bobotează de la Mănăstirea Curtea de Argeș, slujbă ce a fost oficiată de un sobor de preoți condus de înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, au participat câteva sute de credincioși. Începând cu ora 8 în curtea lăcașului, oamenii s-au așezat la coadă pentru a lua aghiazma mare. Unii dintre ei au venit cu mai multe sticle pentru a duce apă sfințită și la rude sau la prietenii care nu au putut ajunge la biserică. Ați luat multă aghiazmă? Pentru două vecine și pentru mine. Păi o împărțim. A stat mult la coadă pentru aghiazmă? Am stat ceva, dar este plăcut. Aproape o oră. Este plăcut să fii credincios. A stat mult la coadă? Nu. Veniți în fiecare an pentru aghiazmă? Da, da. Ordinea publică a fost asigurată în incinta mănăstirii de câteva zeci de jandarmi, care au montat încă de dimineață garduri de protecție și au dirijat mulțimea. O ambulanță smurdă a stat în curtea mănăstirii pentru a acorda la nevoie ajutor. Sărbătoarea botezului Domnului nu este marcată doar de sfințirea apei, ci și de o serie de tradiții populare pe care oamenii le păstrează și astăzi. Din aghiazma mare se bea începând de astăzi timp de 8 zile la rând. Se spune că apa sfințită de bobotează ferește de boli și necazuri. Aici toată lumea se încălzește. Ați luat multă aghiazmă? Aici căldura de la Dumnezeu. Uite, acum și bem puțin. Foarte bună. Are un gust de la Dumnezeu. Și ăsta să ne aducă noroc, sănătate și belșug în casă. Botezul Mântuitorului în Iordan poartă și denumirea de Epifanie sau Teofanie, termen care provin din limba greacă și care înseamnă arătare sau descoperire. Energia termică și transportul public de persoane sunt serviciile subvenționate de la bugetul local al municipiului Pitești pentru care se cheltuiesc cei mai mulți bani. Astfel, pentru anul 2016 se estimează că se vor acorda de la bugetul local aproape 55 de milioane de lei noi. Anul acesta, valoarea subvențiilor ce se acordă de la bugetul local al municipiului Pitești pentru transportul public de persoane și energie termică se ridică la aproape 55 de milioane de lei noi, adică 550 de miliarde vechi. Energia termică și transportul public de persoane sunt serviciile subvenționate de la bugetul local pentru care se cheltuiesc de altfel cei mai mulți bani. Anul acesta s-au alocat cu peste 100 de miliarde de lei vechi mai mult decât în 2015 pentru cele două servicii publice subvenționate. În 2015... pentru transport local sau transport public de persoane pe curse regulate, s-a acordat o subvenție de 124 de miliarde, 7. În 2016, subvenția va fi de 239, 240 de miliarde. De la 124 la 240 de miliarde este o diferență uriașă. Tot din bugetul de stat. Bugetul local trebuie susținută. Diferența constă în următorul lucru. Deci diferența merge pe două capitole. Amortizarea celor 70 de autobuze solare și dobânda aferentă creditului BRD contractat pentru achiziția de autobuze noi. Avem 600 de miliarde pe care trebuie să le turnăm pe autobuzele noi cumpărate în 2015. În plus, tot pentru transportul public, dar la capitolul investiții, au fost alocați bani și pentru achiziționarea unor autobuze ecologice. Din bugetul local, primăria Pitești mai subvenționează cultura, dar și sportul. În
încercarea de a mai rezolva din criza locurilor de parcare din Pitești, administrația municipală a prevăzut în bugetul pe 2016 construirea a două parcări supraterane pe schelet metalic. Ambele parcări ar urma să aibă peste 100 de locuri fiecare. Pe lista investițiilor din 2016, conducerea administrației municipiului Pitești a trecut și construirea a două parcări supraterane, încercând astfel să mai rezolve din criza locurilor de parcare. Fiecare dintre cele două parcări ar urma să aibă câte un etaj și peste 100 de locuri fiecare. Prima urmează să fie construită în cartierul Craiovei, lângă poștă, iar a doua în curtea interioară a blocurilor Fortuna din centru. Parcare supraterană în zona Craiovei, zona poștei din Craiovei, este o zonă foarte încărcată, foarte aglomerată. Între blocuri nu ne mai putem duce. Am făcut pe strada Tineretului, și pe strada cu școala generală numărul 11, parcări de la un capăt la altul am mărit, dar sunt insuficiente și este zona, o știți, toată lumea știe, este foarte, foarte încărcată. Și ne gândim la un proiect pe structură ușoară, pe un nivel, un singur nivel. Dacă ridicăm 100 de mașini deasupra și în condiții bune de acces și cu ce suprafețe permit asemenea, pe ce suprafețe e permis asemenea, a se parca pe suprafețele care rămân la sol, se rezolvă problema destul de bine în zona care este destul de încărcată. Același lucru ne dorim și în zona, în curtea Fortuna. Acolo e un scandal imens pentru că sunt... Poftiți? Tot ne gândim să facem o parcare pe structură ușoară cu un nivel. Să urcăm 100-150 de mașini sus, sunt vreo 300 și ceva de mașini jos. În ceea ce privește parcarea de la Fortuna, o problemă este legată de faptul că aici, o parte dintre locatarii din zonă se tem că o astfel de parcare va aduce poluare în zonă și le va obstrucționa imaginea din apartamente. Discutăm cu ei, dar numai unde pune mașini? Au tot băgat. Când s-a făcut curtea aia în 1900, spunea domnul Niculescu, când s-a făcut curtea aia în 1976, parcă, când s-a 75-76, erau 10 mașini acolo. Acum sunt 300 și ceva, 400. Numai unde intra nimeni. Mai intră și din afară ca să întoarcă, mai sunt vizitatori. Nu mai sunt posibilități ca să mai mărim. Am dat jos niște rezervoare verticale de la punctul termic. Am creat toate spațiile laterale, tot ce s-a putut să amenajeze ca locuri de parcare. Nu mai există alte posibilități. Dacă se vrea bine, dacă nu, altă soluție nu e și stăm în ce avem. Noi gândim în perspectivă pentru cei care doresc să, mă rog, să aibă mașinile parcate acolo, locatarii în primul rând. Din cauza temperaturilor extrem de scăzute din această perioadă, serviciul de ambulanță Argeș a suplimentat numărul de echipaje și a dotat corespunzător mașinile de intervenție în funcție de necesitățile din teren. Măsura a fost impusă de către Ministerul Sănătății în toate unitățile sanitare din țară. Ministerul Sănătății a reluat atenționarea către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pentru a lua toate măsurile care se impun la nivelul unităților sanitare, printre care și suplimentarea numărului de echipaje de ambulanță județene și dotarea corespunzătoare a mașinilor de intervenție în funcție de necesitățile din teren. Sunt ambulanțe de rezervă care sunt solicitate numai dacă medicul coordonator observă că nu se poate descurca. Nu a fost nevoie să-i chemăm de acasă, pentru că și noaptea trecută au fost 70 de solicitări. Serviciul de ambulanță Argeș a intervenit în 105 cazuri în noaptea de Revelion. Raportat la anii precedenți, anul acesta, medicii de la Serviciul de ambulanță Argeș au avut parte de o intervenție mai ușoară. Nu s-au înregistrat cazuri speciale, iar în prezent, din statistici, numărul înregistrat în perioada sărbătorilor de iarnă față de anul trecut a scăzut. În această perioadă și chiar în primele 3 zile ale noului an, sărbătorile au fost mai liniștite la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș, media solicitărilor pe 24 de ore fiind undeva la 185 de solicitări, față de media obișnuită în perioada sezonului cald, care se afla la 210 până la 220 de solicitări pe 24 de ore. În zilele cu temperaturi extrem de scăzute, Ministerul Sănătății recomandă populației să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor și să consume alimente bogate în proteine, fructe și legume. În cazul în care este necesară deplasarea în spații deschise, este recomandată folosirea mijloacelor de protecție adecvate. Trebuie evitată expunerea prelungită a mâinilor și picioarelor la temperaturi scăzute pentru a se feri de degerături. De asemenea, în cazul simptomelor de răceală, trebuie evitată automedicația și este recomandată consultarea medicului.
Pe fondul avertizărilor meteorologice pentru fenomene severe, fiind vorba de temperaturi deosebit de scăzute, căderi masiv de zăpadă și viscol, DSVSA Argeș vine în sprijinul crescătorilor de animale cu mai multe recomandări. Printre acestea se regăsește asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a frigului și zăpezii. Direcția Sanitar-Veterinară Argeș vine cu o serie de recomandări pentru protejarea animalelor în perioada extrem de rece, cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și căderi masive de zăpadă. Pe fondul avertizărilor meteorologice pentru fenomene severe, DSVS Argeș și recomandă. În primul rând, asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a frigului și a zăpezii, asigurarea unor cantități de apă și furaje corespunzătoare cantitativ și calitativ, asigurarea bunei funcționări a echipamentelor de adăpare și de furajare. Aici se va da o mai mare atenție instalației de adăpare, având în vedere riscul de îngheță la acesteia, și la orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor, precum și la apariția unor modificări comportamentale, deținătorul de animale are obligația să anunțe de îndată medicul veterinar. Să nu efectueze transportul de animale în condiții meteo cu temperaturi foarte scăzute, pentru că este un pericol și animalele sunt expuse pericolului. De altfel, face recomandări și deținătorilor animalelor de companie, respectiv în cazul în care animalele de companie sunt ținute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum și un adăpost corespunzător care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a frigului și zăpezii. Pentru transportatorii de animale vii, specialiștii veterinari recomandă să nu efectueze transporturi de animale în condiții meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și căderi masive de zăpadă, decât dacă este neapărat necesar. Și organizatorii târgurilor în care se comercializează animale vii trebuie să respecte mai multe cerințe. Acolo trebuie să fie curat padocurile unde sunt ținute animalele în vederea comercializării, trebuie să fie spațioase, să asigure libertatea animalului în ele, să nu fie înghețate, să avem sursă de apă corespunzătoare. Toți deținătorii de animale au obligația legală de a lua toate măsurile necesare astfel încât să evite orice suferință inutilă animalelor și să asigure cel puțin standardele minime privitoare la bunăstarea animalelor deținute. În anul 2015 au avut loc 107 accidente de muncă, potrivit statisticilor ITM Argeș, pentru că în realitate este posibil ca numărul să fi fost mare, știut fiind faptul că sunt și accidente care nu se declară ca fiind de muncă, în ciuda faptului că s-au produs în timpul orelor de lucru. ITM Argeș avertizează că angajatorii au obligația de a comunica orice accident care se produce în unitate, necomunicarea acestuia urmând a fi sancționată cu o amendă de până la 7.000 de lei. Prin accident de muncă se înțelege vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces. Din cele 107 accidente de muncă înregistrate în 2015 în județul Argeș, 4 au fost accidente mortale, iar 103 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Sectoarele de activitate în care s-au înregistrat accidente mortale au fost construcții, fabricarea automobilelor și tăbăcirea și finisarea pieilor. Raportat la numărul de lucrători pe sectoare de activitate, cele mai multe accidente cu incapacitate temporară de muncă s-au produs în construcții, silvicultură și comerț. Din punct de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidențiat faptul că persoanele cu vârstă cuprinsă între 40 și 50 de ani dețin ponderea cea mai mare de 34,6% din numărul total al accidentaților. De asemenea, lucrătorii cu o vechime în ocupație de până la 5 ani, 57 de salariați în anul 2015, sunt cei mai expuși riscului de accidentare, reprezentând 52,3% din totalul accidentaților, în timp ce lucrătorii cu o vechime în ocupație de peste 20 de ani reprezintă 13,1%, iar cei cu o vechime în ocupație între 5 și 10 ani reprezintă 18,8% din totalul accidentaților. Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii la locul de muncă relevă faptul că 52,3% din
din totalul accidentaților sunt lucrători cu vechime de până la 5 ani. În anul 2015 au încheiat incapacitatea temporară de muncă 65 de persoane prin reluarea activității de către acestea la societățile unde desfășurau activitatea. Analizând accidentele de muncă după vechimea în munca accidentaților, se observă că cele mai multe accidente s-au produs la angajații cu vechime în muncă de sub 10 ani și de peste 20 de ani. De aici rezultă că se accidentează mai ales lucrătorii fără experiență și pregătire profesională sau cei cu vechime, la care intervine rutina, nepurtarea echipamentului individual de protecție, ignorarea semnalizării de securitate și sănătate. Angajatorii au obligația de a comunica de îndată la ITM Argeș orice eveniment care se produce în unitate, iar necomunicarea acestuia se sancționează cu amendă de la 3.500 la 7.000 de lei. Consiliul Superior al Magistraturii are de astăzi un nou președinte. Judecătorul Mircea Aron a fost ales cu majoritate de voturi în fruntea instituției. Noul președinte al CSM a lucrat în cariera sa și la parchetul din Curtea de Argeș. În vârstă de 63 de ani, noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii a activat în județul Argeș la începutul activității sale profesionale, debut care a avut loc în 1981. Mircea Aron a fost procuror la Procuratura Curtea de Argeș în perioada 1981-1985. După Curtea de Argeș, Aron a activat la Procuratura Sectorului 2 București, la Procuratura Generală, iar din 1990 până în 1992 a fost procuror militar la Direcția Parchetului Militar din Procuratura Generală. Din 1992 până în 1998 a activat ca judecător la Curtea Supremă, secția militară. Între 1998 și 2001 a fost secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii, iar în perioada 2001-2002, membru al Consiliului. Potrivit CV-ului său, judecătorul a activat în iunie-decembrie 2004 la Curtea de Apel București, iar în 1998 iunie 2004 și decembrie 2004-6 ianuarie 2011 la Înalta Curte de Casație și Justiție. În viziunea liberalilor, care se tot chinuie să preia puterea la primărie, ar fi trei categorii de angajați și de aceea lucrurile nu merg așa cum trebuie. Ca o atenționare, consilierul local Câmpul Ungean, Lucian Ionescu, i-a sfătuit pe funcționari să-și vadă de treburile lor pe care în prezent nu le achită. De câteva luni, în primăria municipiului Câmpul Lung, nu numai la nivel de conducere, dar și la nivel de funcționari, se constată o lipsă de interes. În acest sens, cei care suferă sunt cetățenii municipiului, care au început să fie serviți în funcție de prietenii sau relații politice. Consilierul local Lucian Ionescu a fost primul dintre aleși care a împărțit angajații primăriei în trei categorii. Aceștia ar fi oamenii care muncesc puțin la număr, o altă categorie lichelele și leneșii care stau prin cârciumi și a treia cei care fac jocuri și interese politice. Din punctul meu de vedere, sunt cam trei categorii de persoane. Deci, e o categorie de persoane care muncește foarte mult și vă spun, sunt unii funcționari care muncesc extraordinar de mult în primăria Câmpul Lung, da, și care sunt foarte serioși și își fac treaba. Există o categorie care nu își fac treaba, lichele, care, le-aș putea spune lichele, dacă vreți, leneși, nu știu cum vreți să răspund, care... Că mai stau și până cârciumi uneori, mai stau să și nu le mai spui leneș, că eu i-am acuzat de lenevie și dumneavoastră după două deplasări la specializare și au spus cum să fie ei leneși. Da. Dar au pus degeaba, n-au înțeles nimic. Și cărora eu vreau să le transmit că nimeni, nicăieri, și eu asta am învățat în mediul privat, nimeni nu este de nelocuit. Nimeni nu este de nelocuit și dacă nu le convine salariul, dacă nu este niciun fel de problemă, poate să găsesc alții în câmpul lung cărora le convine salariul din primărie. Nu că ar fi mare, dar e o pâine de mâncat și acolo. Și mai există și a treia categorie, cei care, așa zisele persoane care conduc orașul, care în loc să facă administrație și să-și facă treaba cât mai bine, fac mai mult politică în primărie. Situația de incertitudine de la conducerea primăriei stă la baza acestei lipse de interes a funcționarilor față de cetățeni. Cum noul an a început fără să se știe cine și cum conduce primăria, serviciile din această instituție merg în continuare doar din inerție. Managerul general Alexandru Popovici va suna adunarea pentru reluarea pregătirilor din această perioadă pe 20 ianuarie, urmând ca vizita medicală să fie efectuată la o clinică de specialitate din Câmpul Lung. Se dorește ca muscelenii să meargă și într-un stagiu montan, însă până în prezent nu s-a stabilit cu exactitate locația. După mai bine de două săptămâni de vacanță, fotbaliștii mușceleni se vor reuni în data de 20 ianuarie la stadionul municipal în vederea reluării pregătirilor din această perioadă. De la reunirea echipei vor lipsi George Cotigă și Bogdan Stancu, cei doi fundași semnând în această perioadă de vacanță cu SCM Pitești.
De urmărit dacă managerul general Alexandru Popovic va reuși să transfere alți jucători și astfel să acopere golul lăsat în apărare prin plecarea lui Cotigă și Stancu. Cenedin Niculescu se va pregăti până la sfârșitul lunii la Câmpul Lung. În această perioadă, întreg lotul de jucători, urmând să efectueze vizita medicală la o clinică de specialitate din oraș. De asemenea, diriguitorii grupării mușcelene își doresc ca la începutul lunii februarie echipa să meargă într-un stadiu montan centralizat, însă până în momentul de față nu s-a stabilit locația. Asta și în funcție de banii care se mai regăsesc în visteria clubului. Managerul clubului așteaptă bani de la CSU Craiova pe Simon Mazarache, cei 4.000 de euro urmând să intre în contul clubului în cea de-a doua parte a lunii ianuarie. Tot în această perioadă de iarnă, mușcelenii vor susține mai multe partide de verificare numele adversarelor, urmând să fie anunțate pe parcurs. Primul meci din sferturile Cupei României la basket masculin dintre Pitești și Cluj a fost unul extrem de disputat. BCM-ul Pitești s-a impus finalmente cu 62-60. Manșatura sferturilor Cupei României la basket masculin a fost una extrem de disputată. BCM-ul Pitești și UBT Cluj oferind un meci agreabil și foarte echilibrat numerosului public prezent astăzi la sala sporturilor. Gazdele s-au impus până la urmă cu 62-60, iar rezultatul se anunță la fel de încins. Antrenorul Andel Comandic a introdus, așa cum prevede regulamentul competiției, doi români pe parchet. Unul dintre aceștia, Lucian Chirov, având o evoluție foarte bună. A fost o victorie foarte muncită, într-un meci foarte, foarte greu. A fost și foarte echilibrat de asemenea. Ne-am chinuit în anumite părți, cum a zis și domnul profesor, am avut oscilații foarte mari, care nu trebuia să le avem, dar o să muncim să încercăm să nu le mai avem de acum încolo. Fanii sunt minunați, am mai spus-o și o spun și acum, sunt minunați. Pentru noi sunt al șaselea jucător și pe această cale țin să le mulțumesc și așteptăm să vină mereu să ne susțină. Cu toate că am avut perioade foarte proaste, dar îi aștept în continuare, cu bune, cu rele, să fie alături de noi. Americanul Ros cu 12 puncte, Tudor și Chirov câte 11 și Stamenkovic cu 10 au fost principalii marcatori ai celor de la BCM-ul Pitești. Returul este programat duminică 10 ianuarie la Cluj. SCM Pitești organizează în perioada 8-9 ianuarie un turneu de handbal feminin. Vor participa alături de gazde și echipe din Buzău, Plopeni și Slatina. Echipa de handbal feminin a Piteștiului va organiza vineri și sâmbătă un turneu de pregătire la sala de sport a Universității Pitești de pe strada Gheorghe Doja. La competiția intitulată Cupa Municipiului SCM Pitești a invitat să participe trei formații. CSHM Buzău și HC Activ CSO Plopeni activează în seria A a diviziei A de handbal feminin, în timp ce echipa CSM Slatina face parte din seria B a ligii secunde, la fel ca și SCM Pitești. Întrecerea care va debuta vineri dimineață și care se va încheia sâmbătă după prânz se va juca după sistemul fiecare cu fiecare. În prima zi a turneului sunt programate 4 jocuri, iar în cea de-a doua zi 2 partide. Competiția reprezintă un test util de verificare pentru toate echipele participante, având în vedere că returul campionatului în divizia A de handbal feminin este programat să înceapă la jumătatea acestei luni. Va fi în general închisă și se vor semnala precipitații, predominant sub formă de ploaie în prima parte a zilei, apoi lapoviță și ninsori. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 10 litri pe metru pătrat. Vântul va prezenta intensificări temporare în estul regiunii cu rafale de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 4 grade, iar cele minime între minus 5 și minus 1 grad. La munte, vremea va fi în general închisă și va ninge pe arii extinse. Vântul va prezenta intensificări temporare. Valorile termice vor marca o creștere ușoară față de intervalul precedent.
fost știrile, nu uitați, în fiecare zi ne puteți urmări și pe site-ul nostru absolut.tv.ro. Pentru a ne semna la evenimente, ne puteți contacta la numărul de telefon 0348 730980. Sunt Simona Ștefănescu.